I'm from the Gran Belém. My mom is from Gran Belém. La second generation, we're from Ubine. Afari, ce mai urmează sărbătorile pascale? Da, știm. Asta e. Speram să nu fim așa. Să vă simt sigur. Da. Cât mai repede și să revenim soția asta. Cât se poate de repede. Este o plăcere a ceea ce ai făcut și încă o dată... Vă mulțumesc mult. Te așteptăm să te întorci în marea familia noastră. Fratele a fost, cum să zic, fără cuvinte, mă bucur foarte mult că l-am revăzut și mă bucur sincer că este bine și sper ca și ceilalți să se facă cu toții bine să vină acasă. Și sunt reușit să îndeplinesc atribuțiunile față de țara mea. Și pare rău pentru omul pe care l-am pierdut. N-am dus să-l cei din teatru să fie sănătoși, să treacă cu bine peste ce ni s-a întâmplat nou, să fie optimiști, să vină cu toți acasă, să-i așteptăm cu bine. Știu că colaborarea dintre România și Statele Unite este una deosebită și iată că este deosebită și în domeniul medical. Am dorit ca acum, înainte de sărbătorile pascale, familiile, părinții, surorile, celor trei militari în Afganistan, să fie alături de ei. Le-am dorit din tot sufletul să se facă bine, să revină repede acasă în marea familie armată.